Dragi telespectatori, a venit din nou Crăciunul, dar Crăciunul de anul acesta este diferit de cel de anul trecut sau de cel de 2 ani în urmă sau un alt Crăciun. Pentru că atunci când vorbim de timpul Crăciunului, vorbim de un timp binecuvântat, un timp de har. În limba greacă se folosesc 2 termeni pentru a exprima timpul, Cronos și Kairos. Cronos vorbește de cantitatea timpului, iar Kairos vorbește de calitatea timpului. Am putea spune că acest timp al Crăciunului este un Kairos, un timp potrivit, un timp binecuvântat de Dumnezeu, în care se pot face schimbări în bine. Și mi-aș dori și vă doresc și dumneavoastră din toată inima ca acest timp al Crăciunului să fie într-adevăr un timp de har, un timp în care să realizăm schimbări în bine. Și Crăciunul din acest an vreau să vină cu o lecție pentru unul fiecare dintre noi, și anume, apropiindu-ne de Ieslea lui Hristos, să învățăm lecția umilinței. Umilința este atât de necesară, mai ales în timpurile pe care le trăim. Plecând de la acest fapt, Sfântul Apostol Paul ne învață atât de frumos în scrisoarea către Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 până la versetul 11. Să aveți în voi aceeași atitudine care este în Hristos Iisus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat ca beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul său de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de desubt. Și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Dragi telespectatori, vă invit în acest timp de har, acest timp binecuvântat, să vă faceți timp pentru a îngenunchea în fața Ieslei, pentru ca de acolo să învățăm fiecare lecția umilinței. Și mai mult ca în alți ani, anul acesta, trebuie să căutăm o Iesle, pentru că se împlinesc 800 de ani de când Sfântul Francisc a cerut să se construiască o Iesle pentru a medita mai bine asupra misterului Crăciunului. În anul 1223, Sfântul Francisc a cerut lui Ioan, un om bun și credincios, și i-a spus: dacă vrei să celebrăm sărbătoarea nașterii Domnului la Grecio, mergi înaintea mea și pregătește ceea ce îți spun. Aș vrea să celebrez amintirea nașterii pruncului la Betleem și aș vrea să văd atât cât e posibil cu ochii trupului necazurile în care s-a aflat din cauza lipsei lucrurilor necesare unui nou născut, cum a fost așezat într-o iesle și cum zăcea pe fân între bou și măgar. În fața unei asemenea iesle de acum 2000 de ani, noi putem învăța până unde a mers umilința lui Hristos. Și trebuie să considerăm că toate relele din lume au venit din cauza lipsei umilinței, sau mai bine spus, din cauza orgoliului, a mândriei. Să ne gândim la Lucifer, care din orgolul, din mândrie, a spus: nu-ți voi sluji, Doamne. Să ne gândim de asemenea la primii părinți, Adam și Eva, care n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu, ispitiți de cel rău, în speranța, sugerată în mod mincinos de către cel care este principele minciunii, că vor fi ca Dumnezeu. Și atâtea nenorociri în biserică, atâtea erezii, atâtea schisme au venit din cauza orgoliului. Sfântul Ambroziu, după mult timp de meditație, a spus: Hristos a voit să se facă un copil, un prunc, pentru ca tu să devii om desăvârșit. Ce frumos Crăciun am putea avea noi dacă ne vom strădui, după exemplul Sfântului Ambroziu, privind la Hristos cel umil,
să devenim oameni cu adevărat, să devenim oameni care să ne ajutăm unii pe alții, să ne respectăm unii pe alții și astfel lumea să devină mai bună. Pruncul Iisus devine ultimul dintre noi pentru că El a venit ca noi să avem viață și să avem o viață pe deplin. Așadar, dragi telespectatori, vă doresc din toată inima ca acest timp al Crăciunului pe care îl parcurgem să fie un timp de har, un timp binecuvântat, caeros, care să ne ajute să ne schimbăm în bine, să încercăm să devenim mai umili. Și atunci atâtea probleme vor fi rezolvate. Să plecăm doar de la familie. Câte diviziuni, câte necazuri, câte greutăți, de ce? Din cauza orgoliului. Și în încheiere vreau să vă amintesc că anul pastoral în Dieceza de Iași 2023-2024 este dedicat bisericii. Biserica, familia lui Dumnezeu. Și în biserică câte lucruri ar fi armonioase, frumoase, dacă ar fi mai multă umilință. Așadar, timpul Crăciunului să aducă mai multă umilință în viața fiecăruia dintre noi. Crăciun binecuvântat!